câte firme, persoane sunt implicate în, în toată această chestiune. Da, eu din Transnistria, din, din Găgăuzerie, din Republica Moldova. Dumneavoastră ca șef la Comisia Parlamentară ar trebui să știți implicate. Mai mult decât mine. Da. Dumneavoastră ca șef într-o comisie atât de importantă trebuia să știți cu mult înaintea unui simplu cetățean că se fură grâul. Acum vreau să vă întreb direct. Dumneavoastră sunteți prieteni și ați lucrat împreună cu șeful de la Agenția Rezervei Materiale? În Ministerul de Interne. Cu cine întâi, Vasile? Cu cine sunt prieteni? Atât. Hai, lasă-mă, te rog, cu prietenile. Bun. Aici, că nu e vorba de prietenia mea. Bun, cu cineva și nu sunt prieteni cu respectivul. Da. Mai aveți asta vreau să întreb, pentru că mai departe am să vorbim despre asta. Despre prietenia și despre neimplicarea unor deputați. Mie îmi pare rău, cu un singur telefon, cum spunea și doamna Rață într-una din postări, lumea nu mai așteaptă de la politicieni, nu mai așteaptă de la guvernare. Și e fals să crezi că dacă vom avea un guvern în frunte cu Năstase, hoții li se opresc a doua zi. Noi nu intrăm în polemica guvernului existent și inexistent. Eu sunt sigur că de data asta unica salvare pentru tot ce se întâmplă sunt alegerile parlamentare anticipate și asta am spus-o direct și de fiecare dată. Îmi pare rău că nu ați venit măcar marți, că totuși sunteți din Comisia Parlamentară a Securității de Stat. Nici dumneavoastră, nici domnul Slusar, care au avut discuții luni de zile cu fermierii. Luni de zile. Domnul Spad, vă rog să repetați când s-a zis. Păi a fost domnul Groza acolo, era suficient probabil, nu? Adică și n-ați venit dumneavoastră, luați bătaie toți împreună. Dacă sunteți solidari, sunteți toți împreună solidari. Măcar să le arătăm societății că nu constă nimic cu funcție. Domnul Costiu, am o solicitare la domnul Costiu. Haideți să nu interizăm societatea, dar să abordăm această problemă ca și demnitari de stat, ca oameni responsabili. Eu nu sunt demnitar de stat. Ce trebuie să facem acum? Să strigăm în microfoane? Sau să ne concentrăm pe... Acum probabil avem o mare problemă să le explicați societății de ce pâinea va crește de la 5 la 8 lei, de la 8 la 10 lei. Nu, de ce deputat, lei, nu eu trebuie să explic. Guvernul explică aceste lucruri. Guvernul trebuie să răspundă, instituțiile de stat, Ministerul Agriculturii trebuie să răspundă de ceea ce se întâmplă. Haideți să vedem cine poate atrage la răspundere acum pe toți... Dar nimeni nu poate strage la răspundere. Procurorul ăsta care e prieten cu Platon, cine strage la răspundere? Nu, dar ideea e că până la atrage la răspundere cineva, trebuie să ne asigurăm că grâul ăsta se duce la cei care au nevoie pe piața internă și să fie stabilizați prețurile. Asta este cel mai important. Până atunci, până la găsi vinovatul și până la pedepsi. Dar aici nici nu e vorba de guvern cu interimar sau de plin. Există șef, ministru Voicu, există Tretiakov, șef Agenției Rezervei Materiale, subordonat lui Voicu. Deci ce are dacă guvern permanent sau nu? Deci ei au o funcție și trebuie să facă cum trebuie. Ori în cazul ăsta, ei pur și simplu au acționat împotriva interesului statului. Vreau să precizez un lucru. Lunea viitoare este data de 12. Da. Dacă până atunci nu se întâmplă nimic, pe data de 12, aceste vapoare încărcate cu grâu, pe care eu înțeleg că acum deja el este în proprietatea companiilor din concernul Transoil, se vor duce către companiile cu care Transoil-ul are semnate contracte de livrare a grâului. De câte știu eu, cele mai multe sunt în Irak. Da? Deci grâul moldovenesc ar putea să ajungă în Irak. Ce facem? Doamna Rață, dar ce trebuie să așteptăm până 12? Acum noi ce facem? Sunt deputați, pot să meargă mâine la port de la prima oră, că oricum nu fac nimic în Parlament, să meargă să verifice. Dar eu vă spun că grâul e încărcat în corabii, că nu ne da bătaie degeaba, că se între... Mașinile puteau să stea și pe marginea drumului. E încărcat și e plecat. A doua corabie s-a oprit în port la Reni, care venea tot după grâu. Așa că să spunem că grâul... Ea nu-i departe.